mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea intervenției. Aș încerca să fiu pragmatic pentru că foarte multe lucruri s-au spus și s-au spus lucrurile esențiale. Aș da o perspectivă din zona încălzirii localităților, încălzirii României. Ce înseamnă pactul Fit for 55 din această perspectivă? România, ca și alte țări vecine, are o întârziere în ceea ce privește decarbonarea producției de energie și mai ales a producției de energie termică. În același timp, este știut că mai mult de jumătate sau aproape jumătate din energia primară consumată anual în România este consumată pentru încălzire și prepararea apei menajere. Din această perspectivă, municipalitățile, cele responsabile de asigurarea încălzirii centralizate, au o mare provocare, pentru că până în 2030 vor trebui să-și reducă emisiile gazelor cu efect de seră provenite din activitatea saceturilor și să permită introducerea energiilor regenerabile într-un procent de 1,5% pe an. E o perspectivă complicată, pentru că rețelele, conceptul de încălzire centralizată în România, de regulă, este un concept învechit. Cu excepția Oradei, care a făcut pas semnificativ și chiar are în implementare acum un proiect de introducere a energiei geotermale, toate celelalte localități mari, cu sisteme centralizate mari, sunt într-un deficit, în primul rând, de strategie și concept. Cred că este momentul să responsabilizăm administrațiile locale în a aborda această nouă perspectivă, dar în același timp cred că trebuie să flexibilizăm, să revizuim și cadrul legislativ, pentru că s-a vorbit de revizuirea legii energiei, energiilor regenerabile și așa mai departe, eficiențe energetice. În același timp cred că mai trebuie umblat și la legea energiei termice, chiar dacă ea a fost amendată în acest an. Și această lege ar trebui să aibă prevederi mult mai clare în ceea ce privește obligativitatea actorilor implicați în asigurarea cu energie a sistemelor centralizate. Concret, astăzi, dacă vrei să intri cu energie geotermală în București sau în orice alt oraș mare din România, te izbești de neclaritățile legislative. Legea spune că intri într-un sistem concurențial, dar nimeni nu a licitat până acum vreo cantitate de energie într-o municipalitate, astfel încât tu, cel care vii cu energie regenerabilă competitivă și eficientă, să poți aplica. La fel, legea spune că ai acces la rețele și poți comercializa produsul, dar niciun detaliu, nicio metodologie, nicio aplicabilitate acestor prevederi generale. Cu alte cuvinte, ai dreptul să, dar nu se știe cum. Poate în această zonă pragmatică ar trebui insistat, pentru că avem niște resurse fantastice de a ne încadra în perspectivele reducerii emisiilor de carbon cu 55%. Haideți să vă dau doar un exemplu din București. Energiile geotermale din subsolul Bucureștiului ar putea să acopere în următorii 7-8 ani aproape 40% din consumul de energie termică al Bucureștiului. Concret, dacă municipalitatea și-ar îndeplini obligația de eficientizare a clădirilor, s-ar reduce consumul de la aproximativ 5 milioane gigacalorii pe an cu 1,5 milioane gigacalorii, undeva la 3,5 gigacalorii pe an. Iar din energia geotermală a Bucureștiului, pe care specialiștii estimează undeva la un potențial de 150-200 de megawați, oră am putea produce aproximativ un milion sau peste un milion de gigacalorii pe an. Vedeți pe ce potențial semnificativ stă Bucureștiul? Asta ce ar însemna pentru consumator? O reducere de cost, o predictibilitate, pentru că energia geotermală, spre deosebire de orice sursă de cogenerare, nu depinde nici de gaz, nici de prețul gazului, nici de viabilitatea sistemului tehnologic. Este o energie disponibilă 365 de zile din 365, 24 de ore din 24. În plus,
Energia geotermală nu vine însoțită de certificate de CO2. Deci rezultă o semnificativă reducere a costului. Revin și spun și concluzionez. Avem niște oportunități fantastice în față, dar va trebui să trecem de la o abordare pe care eu o numesc de Pentium 2 la inteligență artificială, nu ceea ce facem acum. Schimbăm placa video de la Pentium 2 pentru a putea să jucăm jocuri de concept de acum 10 ani. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim mult de tot. Ați încercat, ați avut discuții cu Primăria Capitalei pentru, în acest sens, pentru a reprezenta proiectul. Care a fost reacția Primăriei Capitalei în condițiile în care, autorităților bucureștene, în condițiile în care știm că sunt probleme cu încălzirea în București? Am început demersurile din vară, apelând la operatorul sistemului de transport și distribuție, la Termoenergetica. Am propus acest proiect, am avut discuții fructuoase cu dânsii, am găsit permeabilitate, dar ce să vezi, nu au atributul de a accepta dânsii intrarea energiei geotermale. Am discutat și cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară București-Ilfov Termoenergetica acest aspect. Aceeași bucurie din partea dânșilor, le-a apărut soarele în casă, ne-au încurajat, dar au ridicat neputincioși din numeri. Nu avem aia, nu avem aia, nu avem atribut. În final am scris primarului general în urmă cu mai bine de o săptămână, expunându-i în detaliu fezabilitatea pe care am întocmit-o, proiectele, pentru că sunt niște faze de proiect. Primul proiect și al doilea, faza experimentală și faza extinsă, așteptăm o analiză și un răspuns. Chiar am îndrăznit și am sugerat domnului primar general cum ar trebui să sune hotărârea de Consiliu General pentru a încuraja intrarea energiilor regenerabile în SACET.